Sudul Turciei se confruntă cu un puternic incendiu de vegetație care a generat o mobilizare masivă din partea autorităților turce. Sute de pompieri și 10 de aparate de zbor au fost trimise la fața locului, iar în paralel au fost evacuate peste 1000 de persoane. Aproximativ 850 de pompieri și 140 de autospeciale au fost trimise în apropierea localității Gyunar, din sudul Turciei, pentru a ține sub control un amplu incendiu de vegetație. În plus, au fost mobilizate 29 de elicoptere și 11 avioane. Cu toate acestea, din cauza vântului puternic, flăcările tot s-au extins către două localități, astfel că în cele din urmă autoritățile au evacuat peste 1000 de persoane din casele și hotelurile din zonă. Electricitatea a fost sistată în unele districte ca măsură de precauție pentru protejarea personalului care încearcă să stingă focul. Cauzele izbucnirii incendiului sunt deocamdată necunoscute. Anul acesta, din cauza temperaturilor ridicate și a uscăciunii, Turcia a avut parte de mai multe incendii de vegetație. Unul dintre incendii a readus în atenția autorităților reintroducerea pedepsei capitale, după ce un bărbat a recunoscut că a generat intenționat un foc.